Baza de cunoștințe nu se face din scrollare. Aia este iluzia cunoașterii. Și atunci tu trebuie să știi carte, cum pe românește, să știi carte. Mă doare felul în care ajunge un copil care are o capacitate fantastică de acumulare, ajunge să nu înțeleagă ce a acumulat. Și aici e vorba de pătrundere, adică dacă tu nu înțelegi din română în română sensurile, e foarte dificil. Și chiar mă doare chestia asta și toată lumea dă vina pe sistem și pe școală. Mi-asum cu toată responsabilitatea, familia e prima, e cheia. În momentul în care ți-ai ales un asemenea drum, eu ca adult în ecuație nu mă pot juca cu alegerea ta. Și eu trebuie să fiu prezentă acolo și cu fermitate. Corect. Nu numai cu știință de carte, cu știu eu ce am, ai simțit tu că mai posed. La clasele unde sunt dirigintă, le spun să-mi zică cam la 2 săptămâni ce carte au mai citit, măcar ceva. Dacă tu, copil, nu-ți vezi părintele niciodată citind o carte, cum o să citești tu o carte? Dublu Sens, un podcast realizat de Adriel Răducan. Da, profesor, sunt mai mult de șase luni, de când m-am gândit să vă invit, pentru că am început proiectul ăsta cu gândul de a purta conversații cu oameni inteligenți, oameni care mi-au marcat mie parcursul, devenirea. Și n-am cum să vă exclud din această ecuație. Pentru mine, mie mi-ați marcat definitiv existența într-un moment foarte, foarte complicat. Eram foarte stresat în clasa 12-a și nu știam... Știam care mi-e drumul, dar nu știam cum o să reușesc să-l duc la capăt. M-ați ajutat teribil de mult și mă bucur că astăzi pot să port o conversație cu dumneavoastră. Eu sunt mândră de faptul că te cunosc. Ești unul dintre, acum o spun și pe direct, una dintre luminile umane ale vieții mele și chiar sunt recunoscătoare că te-am întâlnit. Pentru că a fost o plăcere deosebită să lucrez cu tine. Nu vreau să te flatez sau ceva, dar eu chiar nu aș fi venit la orice întâlnire pentru că nu mai voiam interviuri de niciun fel, niciun fel de interpretare, niciun fel de... Și totuși tu m-ai convins pentru că... Adică n-a fost nevoie să mă convingi pentru că am răspuns în mod firesc și automat. Pentru că mi-ești drag, Adriel, și pentru că ești un om special. Încă de atunci eu mi-am dat seama că nu doar inteligența ai, că inteligență au mulți. E vorba de acea profunzime de care e nevoie foarte multă în profesia pe care o ai tu. Capacitatea aia de a vedea dincolo de suprafața lucrurilor și de a pătrunde în detaliu. Întâi să ai o imagine de ansamblu și apoi să o pătrunzi ușor, ușor în detaliu. Iar tu ai avut tendința asta și inteligența asta și profunzimea asta și de asta nu aveam cum să nu vin. Nu doar că mă flatează. Oamenii care poate încă nu vă cunosc, sunt convins că se uită oameni care vă știu și oameni care nu vă știu. Oamenii care vă cunosc își dau seama ce înseamnă complimentele de mai devreme, că nu sunt niște lucruri imense venind din partea dumneavoastră. Cei care nu vă cunosc o să afle în ora asta despre ce e vorba. Am impresia că am găsit pur și simplu un pretext să port o conversație cu dumneavoastră, că mi-era dor. Frumos, și mie mi-a fost dor să port o conversație cu tine și vacanța asta chiar am realizat că astăzi, în timp ce mă pregăteam să mă întâlnesc cu tine, am realizat că asta a fost vacanța, în afară de ce ți-am zis că am muncit de am rupt, e tot intelectual, mai mult, corect. Așa, a fost vacanța în care m-am întâlnit cu oameni dragi, doi dintre ei venind din America, din promoții diferite, Dan Mirea, singurul care a luat aur la internațională. A fost la mine și apoi ne-am întâlnit și cu familia. Dar a fost o plăcere, normal. Am petrecut 3 ore de vorbit și iar vorbit, că trecem dincolo. Deja suntem prieteni, nu mai se pune problema de
Nu mai ai relația asta doar între mentor și discipol. Nu, păi, dar niciodată mie nu-mi place să rămână la nivelul ăsta relația, dar vorbim acum și ca și despre asta. Mi-a zis în mesaje. Mi-a zis exact așa, că vreau să mă îmbrac casual, nu vreau să mă îmbrac, nu știu cum, casual, și vreau să fiu relaxat. Casual, casual mă îmbrac și la școală, pentru că vrei să fii aproape de copii, nu să se uite la tocurile tale. Și, mă rog, asta este atitudinea mea și părerea mea. Da, și atunci trebuie să te simtă copilul aproape din toate punctele de vedere, dar nu fac conștient, pur și simplu așa mă simt eu bine. Apoi m-am întâlnit cu Oana, care a venit din Londra și a vrut mult să mă vadă, pentru că în ianuarie, sfârșitul ianuarie, pleacă cu viitorul ei soț, care mi-a fost elev și el. El era olimpic de informatică, pleacă în New York. Și se stabilesc acolo. Da, ea a terminat doctoratul la Crick Institute în Londra, că a terminat UCL la Londra. Și el a terminat Imperial la Londra, pe informatică, bineînțeles, pe IT, și lucrează la Google și s-a transferat el în New York și Oana după el. Nu după el, ea cu treaba ei. E clar. Da, este doctor în embriologie umană, fantastic. Și și-a început activitatea la cel mai nou și cel mai mare institut de genetică din Europa și normal se duce în America să facă schimb de experiență. Fenomenal. Da. După aia am avut o ședință Zoom de 2 ore cu Fili, cum îi zic eu, Teodora Filipescu, dar eu îi zic Fili de la Filos Iubire. Ea a luat premiul întâi la națională când era în clasa ei a 11-a și apoi a aplicat la St. Andrews la medicină. Da, și a terminat 4 ani acolo și apoi următorii 2 ani a făcut în Edinburgh, cum zic eu. Da, corect, așa. Și acum este la limita dintre primii 3 ani de rezi și următorii 3 ani, ăsta e sistemul lor, și era terminată de oboseală pentru că învăța pentru examenele și interviu dintre cele 2 ture de rezidenția de 6 ani pe anestezie, în timp ce și muncește. Deci, da. Dar faptul că ați avut contact cu atât de mulți tineri brilianți, pentru că sunt tineri, nu doar cu putere cognitivă despre care vorbeați mai devreme, e ceva dincolo de asta. A, păi nu faci nimic numai cu puterea cognitivă. Adică dacă tot am ajuns aici, da, chiar o să spun, spune-te. O să dezvolt chestia asta. Uite, de exemplu, vorbeam cu multă lume, ce îi ajută pe copii să facă ceva pe lumea asta. Exact, să aibă succes. Păi ce îi ajută? Nu neapărat succes, că succesul vine de la sine. Mm-hmm. Pur și simplu să reușească. Ok. În primul rând, pe orice om de pe lumea asta și indiferent ce profesie ar avea, întâi să-și facă baza de cunoștințe. Baza de cunoștințe nu se face din scrollare. Aia este iluzia cunoașterii. Și atunci tu trebuie să știi carte, cum pe românește, să știi carte. Și dacă după ce știi carte, dacă te ajută genele și puterea de pătrundere și inteligența emoțională, că trebuie să fie toate pe acolo, atunci cu siguranță va veni și succesul. Eu cred că foarte puțină lume vă înțelege pe dumneavoastră. Copiii mă înțeleg cel mai bine. Și vă spun de ce treaba asta. Pentru de că ce? Sunteți o persoană care comunică dincolo de cuvinte. Adică întotdeauna există un substrat. Și dacă v-ați fi supărat pe mine în perioada în care m-ați ajutat, și dacă v-ați fi supărat pe mine în vreun fel, nu ziceați, de cele mai multe ori nu o spuneați direct, o spuneați într-o manieră care subînțelegi sau înțelegi, așa fel încât să nu te jignească, dar în același timp să te pună pe gânduri foarte serios că tu vrei să mergi la medicină și te pregătești pentru medicină și o treabă serioasă. Ori ești cu totul asta, ori dacă nu, renunță mai bine. Corect. Asta e una dintre chei, ca să zic așa, pe care trebuie să le aibă fiecare să-și descuie propriile uși. Păi în momentul în care ți-ai ales un asemenea drum, eu ca adult în ecuație nu mă pot juca cu alegerea ta. Și eu trebuie să fiu prezentă acolo și cu fermitate. Corect. Nu numai cu știință de carte, cu știu eu ce am
ai simțit tu că mai posed? Mi-aduc aminte când mi-a spus la un moment, grijă cu prietena, în perioada asta, grijă cu fetele, nu aveți voie să plecați prea mult. Am niște sechele pe tema asta. De ce? Sunt distrași elevii de lucruri? Da. Am avut două situații, normal că nu o să dau nume niciodată, două situații și eu nu ignor chestia asta. E vârsta, e normal. Și sunt primele dragoste, ca să zic așa. Prima, a doua, nu știu, e perioada cea mai furtunoasă, perioada adolescenței, știm și noi, nu? Când pui totul acolo. Când pui totul acolo, e vorba de explozie hormonală, emoțională, tot, adică nu te poți controla ca un adult. Nici măcar ca un adult inteligent. Da, și cele două situații au fost cumva trase la Xerox, adică ele au fost părăsite în luna mai și nu și-au mai revenit, deși până acolo acumulaseră tot ce era de acumulat, n-au mai crezut în nimic, s-au prăbușit și pur și simplu nu am putut să le recuperăm. Nici eu cu familia, logică, aici suntem echipă. Și n-au luat examenul? Nu, pentru că una nu s-a mai prezentat, că nu i-a mai păsat, și cealaltă s-a dus pentru că a fost dusă la examen. Dar ea nu și-a revenit, decât după vreun an de terapie și așa mai departe. Adică sunt lucruri care nu se ignoră. Adulții au de multe ori impresia că dacă au trecut prin fazele respective, încep să le ignore, dar nu e deloc de ignorat. Este etapa în care adulții trebuie să fie cu atenția 100% pe copil, nu pe controlul copilului neapărat, control de la prost înțeles, ci pur și simplu să fie prietenul copilului, așa încât să nu-i scape niște momente de genul ăsta în care cel pe care l-a crescut să nu-și mai încapă în propria piele, adică să devieze de la calea lui normală. Și de multe ori se întâmplă lucruri de genul ăsta. Și am ajuns la o fază de la dragoste și năvădăi de adolescenți care nu-s deloc de neglijat, pentru că fac parte din viață și trebuie lăsați copiii să-și trăiască fiecare etapă. Ideea de bază este ca familia să fie acolo pentru el. Vezi tu, multe chestii observ eu la faza asta și cu cititul. Apropo de faptul că mă întreabă copiii diferența dintre precede și succede, adică asta pur și simplu e de neconceput pentru mine. Mă doare, deci nu mă supăr pe ei, dar mă doare felul în care ajunge un copil care are o capacitate fantastică de acumulare, ajunge să nu înțeleagă ce a acumulat. Și aici e vorba de pătrundere, adică dacă tu nu înțelegi din română în română sensurile, e foarte dificil. Și chiar mă doare chestia asta și toată lumea dă vina pe sistem și pe școală. Mi-asum cu toată responsabilitatea, familia e prima, e cheia la faza asta. Dacă tu copil, dacă tu copil nu-ți vezi părintele niciodată citind o carte, nu o să citești tu o carte. Că ți-a spus un profesor la școală, te întâlnești cu el o dată sau de două ori pe săptămână. Este crunt. Eu la clasele unde sunt dirigintă le spun să-mi zică cam la două săptămâni ce carte au mai citit, măcar ceva, dar nu să scroleze netul, adică mor. Cum a fost perioada cu pandemia, ai văzut că toți erau specialiști în COVID și în teoriile conspirației toți erau medici. Apropo de ce ziceam, iluzia cunoașterii, că citești tu acolo ceva pe internet, asculți un interviu cine știe al cui, al cărei persoane, trec de la una la alta, dar e în context. Mi-amintesc că într-o zi, la o oră, un băiat m-a întrebat de clasa a 10-a, m-a întrebat ceva. Și crede-mă că știam podcasturile individului, că eu, ca să pot contracara, trebuie să... Să mă uit, da. Niciodată nu spui nu unui copil sau nu e voie dacă nu ești în temă. Adică, indiferent, prostie, neprostie, te uiți acolo și vezi. Și în momentul în care el mi-a recitat câteva idei pe care le-a preluat de acolo, eu i-am zis, da, tu te-ai întrebat vreodată
individul ăla și i-am zis nume și prenume, nu e așa că la el te-ai uitat? De unde știți? Se uită și profa pe la cine uităm. Da, nu, nu, că era un tip destul de bine situat în de-aia, nu? În mediul online și... Oh, da. Numai că dansează cu atâta dezinvoltură în tot felul de subiecte care, pe care nu le stăpânește, pentru că studiile pe care le-a făcut nu sunt de natura aia. Și una e să fii, că am citit și eu, dar am uitat exact datele, una e să fii coach, alta e să fii trainer și alta e să fii nu mai știu ce. Nu știu de ce cred că știu la cine vă referiți. Da? Sunt sigură că da, că este foarte vestit, da. Și nu zic, are o capacitate fantastică, unul de a își însuși niște lucruri, că nu e lucru puțin, doi, de a se juca cu ele și mai mult decât atât, de a emite. Da. Foarte convingător, asta înseamnă persoasiune curată și are priză la public. Și într-un stil relaxat și firesc. Foarte. Foarte. Deci am zis numai lucruri de bune. Numai că, apropo de lucru pe care mi-l spunea copilul, adică m-a întrebat dacă e adevărat că. Și atunci i-am răspuns și i-am spus că ar trebui să se uite într-un studiu de specialitate. Că și pe mine, logic, mă depășesc foarte multe lucruri, numai pe paranoici și nu îi depășesc lucrurile, ei le știu pe toate. Da, corect. Iluzia asta, grandomania. Da, da, ego-ul. Dacă am lăsat ego-ul ăsta, Doamne. Ce frumos așa. Pe toți ne bântuie din când în când, pe mine nu prea mă mai bântuie. Dumneavoastră, ați fost și, cel puțin în perioada în care eu v-am cunoscut, ați fost foarte, foarte deschisă cu noi și n-ați discutat numai biologie. Dar așa sunt eu. Și la clasă, de exemplu? Așa fac. Așa faceți? Da. Și mă duc în clasă, de exemplu, chitită să... Vai, astăzi fac explic. Bine, mi-am schimbat stilul mult față de cum știi tu. Okay. Nu mă mai întorc la vremea de... Mai devreme de 2020 pentru nimic în lume. Okay. Mi-am schimbat total stilul pentru că pandemia, eu sunt recunoscătoare pandemiei. Așa. Cu toate belelele pe care le-a adus, că pur și simplu nu simt că sunt mai bună decât am fost vreodată, fără falsă chestie. De ce ziceți treaba asta? Că și pe mine m-a schimbat pandemia. Păi, îți spun de ce. O iau întâi cu planul profesional. Ok. Profesional am muncit de-am spart, deci n-am avut sâmbete, n-am avut duminici. În fiecare sâmbătă și duminică eu făceam 5-6 ore. Câte 5-6 ore pe laptop scriam lecțiile. Pentru că am realizat foarte repede că eu nu am cum să mai predau vreodată cum am predat și să mai fiu și eficientă. Și atunci eu făceam lecțiile pe laptop, în stânga structurile, imaginile frumos, selectate, prelucrate, anotate conform manualelor. Și programei, mă rog, eu nu prea respect un anumit manual și nici programa. Asta pot să mi-o asum, n-am treabă, la ce-i trebuie copilului nu-ți spun ce, că nu contează, dar sunt multe, e mult balast. Știi cum e la noi balastul genetic, așa e prin manual. Și în dreapta, deci în stânga e textul, pardon, în stânga e textul și în dreapta desenele, așa mi-a venit mie, imaginile. Și totul este extraordinar de colorat, totul are culoare. Și pe astea le transformam în PDF și le postam pe Classroom. Aha, da. Okay. Și asta se întâmpla, practic copilul avea de sâmbătă lecția cum ar veni și practic eu nu consumam deloc timp cu scris, cu aia, cu desenat, cu... doar explicam. Logică, am copii deștepți, înțelegeau. O luam o dată, îmi permiteam o dată de două ori, de trei ori, până când simțeam eu în ochii lor că e ok. Și asta a însemnat că eu nu mi-am pierdut timp deloc și aveam și timp să vorbesc cu ei. Mult timp. În pandemie am vorbit mai mult decât de obicei, pentru că era normal, erau fețe triste, adică nu se putea. Copil de a 9, a 10, nu... apucaseră să intre în colectivitate, nu apucaseră să-și cunoască copiii,
colegii... Tot erau online. Tot da. Vizitor. Și din punctul lor de vedere, n-a fost în regulă, într-adevăr. După aia, ce am mai făcut? Deci am plătit, mi-am dat seama că mă întrerupe Zoom-ul la 40 de minute, de atunci am plată recurentă la Zoom și dacă se intervine ceva, n-am nicio treabă. Da, nu mă întrerupe nimeni. Și ce să zic, deci din punctul ăsta de vedere, când ajung în clasa acum, deci după ce am trecut fizic, eu nu mi-am mai revenit la scris pe tablă, deși eu am tablă smart, adică știi cum fac? Ce faci? Am lecțiile deja făcute, deci la fel le postez ori pe Classroom, ori pe WhatsApp, cam grupul fiecare clasă pe WhatsApp. Ei își scot la imprimată și au dosărele cu lecțiile frumos, fiecare folie cu lecția și eu le explic, pentru că am laptopul în față și am tabletă cu grafic. Da, am notes, da, Samsung notes. Foarte, foarte bune, adică sunt utile pentru așa ceva. N-am nicio treabă, am de... Da. Uneori tu știi că imaginile din manuale, din surse de pe net sunt foarte complicate. Da. Și eu trebuie să le schematizez. De simplificație. E, și în felul ăsta toate culorile sunt la un click distanță și totul vede copilul frumos pe tabla smart, ecran mare. Înțelegi? Și e ca la spectacol. Și acum înțeleg de ce ați avut atât de mulți olimpici, de ce aveți atât de mulți elevi despre care aminteam mai devreme, brilianți. Aveți așa câteva realizări pe care sunteți foarte, foarte mândră, dar în sensul bun al cuvântului, dar noi... În sensul bun al cuvântului, spun eu ca să îmbrac și toate, mă rog, aproape toate aspectele. Mă simt bine în pielea mea. E un lucru mare. Nu, fără emfază. E un lucru mare. Știi care este, nu e secret, unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit eu pe parcurs. Dacă seara eu sunt mulțumită de ce am făcut peste zi, e ok. Spunea cineva odată că trebuie să fie introspecție de duminică, adică introspecție nu trebuie să fie chiar zilnice. Da, nu prea trebuie să fie zilnice, că intri în depresie și unui om depresiv îi scade stima de sine, știi? Și nu trebuie să-ți scade stima de sine. Și eu aveam obiceiul să... Da, era, cum să zic, o chestie așa, cum te bei apă. Așa era pentru mine să-mi analizez lucrurile pe care le-am făcut. Ziua. Da, și nu prea reușesc să le fac o dată pe săptămână, tot în fiecare zi, de câte ori e nevoie. Vreau să sunteți o perfecționistă prin definiție, cel puțin eu așa m-am perceput. Așa m-am născut. Dar vreau să vă întreb un lucru. Da. Vi s-a întâmplat să fiți percepută ca o femeie dură? Da. Da? Da. Și mă distrează foarte tare chestia asta. Dar oamenii, nu oamenii care m-au cunoscut, nu. Mă cataloghează așa. Exterior. Da, îmi spun copiii foarte des chestia asta, că sunt percepută ca o persoană dură. Ok, m-a cunoscut persoana aia care a zis că sunt dură. Dură cum? Rea. E prefixul de la realist. Păi, depinde ce vrei de la viață. Eu nu mă joc cu viața nici cu a mea, cu atât mai puțin cu altora, de care sunt responsabilă. Și cum spuneam despre fermitate, una e să fii rău, rău sau, cum ai zis, dură. Așa, dură, nu mă recunosc absolut deloc. Și cu totul altceva să fii realist. Să fii realist, să-ți dai seama, să fii responsabil. Să știi, frate, de ce mă duc eu la școală? Mă duc să îi încarc pe copii cu problemele mele. Știi, se vine câte unul la școală, adică am avut și eu prof de ăștia, supărați pe viață. Și erau și pe elevi tot, cauza vieții. Păi își duceau bagajul lor, sacul cu nemulțumiri, îl duceau în clasă. Nu mi-amintesc să fii jignit vreodată un copil. Uite, m-am dus într-o zi chitită, cum spuneam, să... Acum vreo jumătate de oră, că așa suntem noi, vorbim, chitită să fac ceva. Să fac ceva, adică lecție. Da. Și mi s-au dus ochii pe un copil trist. Dar era și răzvrătit în același timp. Era mai mult supărat răzvrătit. Și nu vreau să dau foarte multe detalii ca să nu se prindă persoanele care îl cunosc.
dar el era supărat pe viață. Era supărat pe cu totul alte lucruri și spun cum am realizat chestia asta. Eu fiindu-i dirigintă, i-am atras atenția asupra unui lucru, dar frumos, cu tonul ăsta. Și el a început să țipe și să gesticuleze. Copiii n-au înțeles. În primele secunde, sistemul limbic al amigdala mea mi-a ridicat sângele în cap, simpatic. A căzut cortexul prefrontal. Da, doar că a durat fracțiuni de secundă. Și odată m-am calmat și l-am întrebat. Dar asta, îți spun eu, pare că a durat o veșnicie, dar a durat fracțiuni de secundă. Și l-am întrebat, ce tristețe ai tu, copile? Lăcrimuțele au ajuns în ochii lui și am ieșit amândoi afară și, într-adevăr, ce acumulase copilul. Deci, tu știi, de multe ori oamenii sunt agresivi, copiii în principal, adică nu știu cât știi tu, cât ai cunoscut, dar îți spun eu, copilul este agresiv atunci când adună, nu frustră, tristeți, că frustrarea e frustrare, poate să poți o ai acum pentru o chestie pasageră și să-ți treacă în 5 minute, că a venit nu știu cine, ți-a oferit un măr frumos și dulce și ți-a trecut. Însă asta era tristețea acumulată în timp. Și se întâmplă de foarte multe ori lucrul ăsta, să intri într-o clasă și să realizezi și să nu poți să pui degetul. Tu ești trist, de ce ești trist? M-am făcut eu că eram diriga lui și că făcuse o prostie și a trebuit să fac. Și vă permiteați că nu poate vă permiteam, era altă treabă. Da, da. Însă în alte situații o iau pe lângă gard, pe lângă drum, cu tot felul de povești, cu situații, ca să se tragă concluzii, știi, indirecte, să nu pun degetul pe rană că nu e depus. Da, da, da. Și îi văd cum se destind, că sunt atentă și la reacții, îmi întorc privirea peste tot, însă am grijă. Ochii copilului îți spun tot, asta este feedback-ul. Așa că cei care spun că sunt rea, foarte bine să stea departe de mine. La mine vin oamenii potriviți mie. Ați avut foarte multă empatie față de mine și de colegii mei în momente grele, momente în care noi aveam sistemul limbic sus. Eram foarte stresați, nu știam cum să gestionăm uneori stresul, nu știam cum să facem. La început, ca să vă zic sincer, pe mine m-ați învățat să învăț. Eu nu știam să învăț până atunci. M-ați învățat să gândesc cum să văd eu un examen. Bun, vine un examen în 7 luni, vine în 10 luni. Cum să mă uit la acel examen? Cum? Adică nu a fost numai, uite, ia asta și învață chestia asta și ne vedem. Peste multe ori de chiar vorbeam cu, pot să spun asta, că sigur nu se supără, mămica lui Danira. Chiar săptămâna trecută am fost așa mai emoționat până la lacrimi, că mi-a spus o mamă de un asemenea copil, mama unui asemenea copil, că fără emoție și fără partea de suflet pe care am pus-o eu, nu aș fi făcut nimic. Și cred că asta a fost, așa mi-a zis, asta a fost ingredientul. Pentru că, mai ales când ai de-a face cu copii dificil, dar fiecare este, că aparent că nu, este dificil. Fiecare om în felul lui, pentru că e normal, suntem niște individualități și fiecare reacționăm la factorii externi în felul nostru. Unii mai agresiv, alții mai pasiv, unii mai gălăgios, alții petăcute, dar fiecare are zbaterile lui interioare. Și dacă doar dai, ești, livrezi informație la rece, adică ai în fața ta niște obiecte frumoase cu față de om, așa, și tu livrezi cunoștințe sec, așa, nu o să ajungă niciodată totul la copilul ăla. Niciodată. Știți că m-am pus în postura dumneavoastră de curând. Cabinetul nostru unde lucrez, am fost la o școală, dar era școală generală, de la 08, atât. Școală primară și generală. Și în momentul în care am discutat despre profilaxie dentară, cum se aibă grijă de dințișorilor, am văzut foarte multe lucruri, de la reacția profesorilor sau învățătoarelor până la copii. A fost așa un amalgam de sentimente prin care am trecut, un carusel de emoții.
Și m-am pus un pic în locul profesorilor atunci, pentru că trebuia să prezint, trebuia să relaționez cu copiii. Diferențe foarte mari. Te duci la clasa pregătitoare și apoi te duci la clasa 8-a, niște diferențe colosale. Da, colosale. Este ceva... același om? Nu cred. Eu mă refer că... A, tu? Eu mă duceam. A, da. Și atunci încercam să prezint pe limba lor aceleași lucruri, dar pe limba celor micuți, exact. Și pe limba celor mari. Asta e limba profesorului. E groaznic de greu. Da, este. Este. Uneori ești stors de putere. Același lucru trebuie să... Dacă ai clase diferite, au caracteristici diferite. Eu am de... Am, de exemplu, un rând de clasă de același nivel. Okay. Și vreo trei la una dintre clase reușesc să fac foarte mult, științific vorbind. Da. Pentru că e alt focus pe copii. Nu că sunt mai deștepți. Okay. Sunt nicio formă că îți dai seama dacă și la noi pui problema de nivel de inteligență, înseamnă că nu mai există oameni deștepți pe lume. Da. Deci nu punem problema așa. Problema se pune, îți place o anumită materie, ce vrei tu să faci mai departe. E vorba de opțiunea fiecăruia și sunt clase care sunt setate pe direcție și sunt clase care sunt setate pe alte direcții și atunci tu trebuie să le oferi altceva. Ei, la una dintre clase, care nu e cea care vrea. Deci, cred că 90% dintre oamenii de acolo vor cu totul altceva, n-au în treabă. General IT. Nu, da, okay. N-au treabă. Și atunci trebuie, eu pot să le spun aceleași lucruri, le spun numai pentru că mi-e jenă mie de ei că sunt inteligenți și zic că măcar din ce le spun eu, măcar o zecime, dacă țin minte că am un slogan, să nu fiți mame și tați. Nu mai zic cum. Așa. Adică să aibă idee despre lucruri, pentru că da. Le-am spus, dacă voi îmi spuneți că puteți să trăiți în afara organismului vostru, măcar o secundă, bine, nu intrăm în alte cele, că mi-au servit argumente cu tibetanii care reușesc să-și scadă... Să iasă din... Multe, multe lucruri, că îi citesc, normal, sunt copii inteligenți, dar nu au știință de biologie. Iar eu respect asta și mă pliez pe nevoia lor de a ști alte lucruri decât cele care sunt în cărți și le spun și pe alea, dar mai restrânse. Okay. Îmi fac treaba, le spun eu, le spun. Că până la urmă le rămâne ceva în cap, că atenți sunt, cuminți sunt, interesați sunt, mai ales că totul e cu imagine și cu filmulețe. Interactiv e. Da. Dar nu, oricum, e foarte rar să găsiți un profesor cum sunteți dumneavoastră. Eu vă spun, nu doar la nivel preuniversitar, ci la nivel universitar e foarte greu să găsești, pentru că dumneavoastră reușiți să vă pliați pe nevoile lor, nu încercați să-i luați pe ei să se plieze pe nevoile dumneavoastră. Dar n-ai cum, ar fi incorrect și nedrept. Tu ai o anumită vârstă, o anumită acumulare de toate. Corect. Și nu poți să te iei la trântă cu niște copii care sunt în pragul vieții și chiar dacă au copilării și, mă rog, obrăznicii, cum le spun alții, totul are o explicație și totul este explicabil. Ce nu este explicabil este ce se întâmplă mai nou. Asta, iarăși revin, mă doare pe mine. Faptul că nu citesc și nu mai consider, mai precis, iau totul ca fiind... De-a gata, ușor? Da, totul să fie foarte ușor, din cauza foarte asta? Simplu, da, foarte mult, da. Mm-hmm. I-a și forțat cumva mediul, știi? Și toate lucrurile care s-au schimbat și cu toate astea, în lumea asta nebună, faci față dacă ești o combinație între așezare și scrollare, știi? Că nu poți. Eu le-am spus, copiii văd, trebuie să fii foarte organizat, în primul rând. Păi ca să înveți pentru examen, tu nu te gândești, o să intru la vară, o să gândești pozitiv, pozitivă. Da, mamă, este perfect așa, gândește pozitiv
și dormi. Și o să intri. Și o să intri sigur. Și pe zi. Două, două. Am spus nu. Gândul fără acțiune și dorința fără acțiune nu înseamnă nimic. Și ca să faci ceva pe lumea asta, orice ar fi, trebuie să stăpânești foarte bine acel domeniu în care vrei tu să activezi. Pentru că îmi amintesc că cineva odată mi-a zis, mi-a zis tatică, mi-a X6, nu știam ce e ăla, dacă intru la medicină. Ok, dacă vrei. Motivația. Asta este, nu e motivație, zic, asta este o chestie extra. Motivația este o treabă internă. Da. Trebuie să vină de la tine, din sistemul tău limbic, din centrii plăcerii sistemului tău limbic. Deci de acolo trebuie să vină. Trebuie să faci treaba asta. Dar cum ar trebui? Reformatează lucrul ăsta. Dar cum ar trebui să zic? Eu îmi doresc din toată inima mea, dar să simți că îți dorești din toată inima ta. Și dacă sigur îți dorești din toată inima ta, cu siguranță vei găsi și căile pe care trebuie să le urmezi ca să-ți atingi țelul. Că, doamna, eu vreau să fac bani. Ok, atunci dacă tu te focusezi pe a face bani, nu o să-i faci niciodată sau din când în când o să-i faci, pentru că nu poți să păcălești. N-ai cum să păcălești. Focusează-te tu pe a face bine și să vezi cum îți vin banii fără să îi ceri. Corect. Pur și simplu vin pentru că ești bun. Ai valoare personală, ai valoarea ta intrinsecă. Corect. Și este un schimb corect. Da, da. Oferi și primești. Exact. Asta se cheamă feedback. Exact. Altfel se cheamă feedback pozitiv cu efect negativ. Dai și nu primești nimic. Și frustrarea crește pentru că tu ai așteptarea să primești foarte mult. Exact. Și crește nivelul hormonal și nu-l oprește nimeni, nu? Mi se pare uimitor, deci ați avut elevi de toate tipurile. Vorbeați acum, de exemplu, despre un elev care poate e motivat de partea asta financiară sau de un lucru, de un bun. Da. Da. Dumneavoastră, care credeți că sunt acei elevi, acei tineri care într-adevăr ajung la excelență? Ce ingrediente au care îi determină și îi ajută să fie excelenți în viața lor și în ceea ce fac? Păi asta este o rețetă universală, Adrian. Mm-hmm. În sensul că exact încerc pe niște etape, că deja am spus unele lucruri, dar da, pe etape așa, adică un om, vreau să intru la vară la facultate, de exemplu. Da. Da? Da. Ce trebuie să fac eu pentru asta? Păi foarte bine. Nu mă gândesc ce o să fac eu la vară, mă gândesc ce fac azi. Adică, în primul rând, îți planifici. Eu așa făceam. Îmi făceam planul de bătaie. Acum, de exemplu, pe activitățile pe care le am, eu am planul de bătaie din septembrie până în iulie, tot pe laptop. Știu exact în ce săptămână, ce temă, ce tot. Așa trebuie să fie un copil, că eu am învățat de la mine de când eram elevă. Ok. Da, eu îmi făceam, hai să mă întorc în timpul când am învățat pentru facultate, da? Da. Ok, aveam de învățat genetica de 200 și ceva de pagini, anatomia de 100 și vreo 70 și două cărți de chimie organică, da? Trei examene în trei zile diferite, a câte trei ore fiecare, ca să înțeleagă tot poporul. Și erau 24 de locuri la Cluj, 24 la Iași, 24 la București. 15 pe loc, da? Și era greu, eu aveam 100 de ani, n-aveam tot 18. 18 aveam. De-aia am o înțelegere spre zero când vine vorba de lipsa de seriozitate, sincer. Adică dacă tu vrei să alegi ceva, am rezistență foarte mare la plânsete și aoleli. Că și eu plângeam, dar nu mă vedea nimeni când plâng. Că normal, mă copleșeau și pe mine lucrurile. Și cum făceam concret? Îmi făceam normal pe foaie scheletul. Ok. Pe o lună de zile. Nu mi-am făcut întâi să-mi termin manualele în același timp în luna februarie, să le termin pe toate patru, da, ca să am timp de recapitulare. Bine, dar eu îmi plantam recapitulări și pe parcurs, clar. Singură, chiar dacă eu mă duceam la meditații,
dar nu așteptam eu după asta, adică făceam propriul program. Aveți planul dumneavoastră. Da, acum nu se mai poate, proful trebuie să facă planul. Copilul mai greu, așa, nu-i nimic, îl face proful. Și cum făceam? Dacă eu astăzi îmi impuneam niște targeturi cam ridicate, ajunsesem să învăț în zilele libere, odată am învățat 14 ore, adică este inuman. Dacă eu îmi scrisesem acolo că trebuie să mă apuc la ora 8, apoi la ora 8 eu eram acolo. Stai să spun de seara, încep puțin pe dos. Seara aveam un teanc, uite așa, de foi, că de atunci am tamblaua să rup toate colile în două. Nu știu de ce. Așa. Poate pentru că pe alea le rupeam din cate studențești, da, păi cam ca o coală a patru, nu? Da. Așa, le tăiam în două. Mi se părea că sunt prea mare așa. Și puneam teancul frumos ordonat. Aici îmi puneam cărțile în ordinea temelor. În față aveam un suport unde cu un cărit de rufe împrinsesem programul. Știi? Okay. Exact ce aveam de învățat. De la până la anatomie, de la până la genetică, de la până la chimie. Ai înțeles? În fiecare zi. Deci aveam o treime, părți egale. Și am realizat că nu pot să o duc în halul ăsta foarte mult. Nu e sustenabil. Timp. Nu. Și am mai redus un pic și am mai dus o lună de zile mai încolo, pentru că în felul ăsta m-am simțit un pic mai eliberată de presiune pe care nu mi-o punea nimeni. Deci nimeni n-a pus presiune pe mine. Deci părinții nu aveau. Niciodată. Ei n-au avut nicio grijă. Dacă o vorbești cu mama, spune și acum, singura ei grijă a fost să-mi dea bani, atât. Nu, pentru că am pus eu atât de multă presiune pe mine dintotdeauna, încât nu era nevoie să mai pună și altcineva. Am vorba fie mică, tot am vorbit înainte. Mami, băi, tu ai niște standarde pe care ți le auto-impui și e logic că dacă tu ți le auto-impui, le impui și altora în mod... Da, inevitabil. Automat, corect. Da, corect. Da. Și cum le zic copilor, eu nu vă compar cu mine cu că ar fi inegal. Cu mine de atunci. Și vă spun cum făceam. Ei, și parcurgeam, cum îți spun, când mi-a făcut programul, mi l-am refăcut rezonabil, am mers drici și nici n-am obosit foarte tare, că începusem să obosesc. Și nu e ok. Nu este constructiv să faci asta și din când în când, uite, de exemplu, un copil din ziua de azi, da, are o temă pe o săptămână, da? Păi tema aia, el trebuie să o parcurgă în weekend, pentru că noi știm și ei vor afla pe parcurs. E nevoie de un timp de așezare. Etape ale învățării, nu? Nu cu o zi înainte de oră. Dacă ai memorie de scurtă durată și ai încheiat și nu o să ajungi decât la o frustrare maximă, o să crezi că vai, toată lumea e mai deșteaptă decât tine și de aici înseamnă neîncredere și neîncrederea duce la depresie și nu chiar depresie, dar la o neliniște continuă. Niște frustrări complexe, da, în timp. Da, da, și care te pot duce la eșec. Da, da. Clar. Eu nu pot, eu nu știu. Nu există așa ceva. Și ei vor repede. Nu există repede. Când e vorba despre tine, practic. E vorba despre organismul nostru. Și cum am spus-o și au spus-o și alții mult mai deștepți decât mine, că suntem o compactare a Universului. E fiecare celulă noastră face la nivel miniatural ce face organismul ca întreg și ce face Universul și corelațiile și tot. Cum poți tu să tratezi ca pe o lecție, pur și simplu? Îi spui că e o lecție, dar de fapt totul are legătură cu totul. Interconectate. Doamă, deci ce spectacol, ce fericire era pe ei când au văzut că pot să digere o bucată de carne și să o digere până la nivel de aminoacizi, să-mi care aminoacidul până la emisfera cerebrală dreaptă. Sau să-mi ia molecula de bioxid de carbon de la degetul mic, de la piciorul stâng, să-l scoată pe nări. Făceați exerciții de asta cu noi. Mi-aduc aminte. Dar fac tot timpul. Da. Atunci îmi place mie, nu când ascult, dar aia e obligatorie. Pentru că
porneam de la responsabilitate. Mm-hmm. N-ai cum să fii conștient de ce știe copilul 1 și 2, mm-hmm, de ce a înțeles, decât dacă îl ascult. Cât a ajuns la el. Exact, exact. Și da, asta e, să înveți în weekend și în timpul săptămânii, în fiecare zi a vieții lor, să stea cu biologia superioară și să repete. Și la 2 săptămâni odată, maximum 3 săptămâni odată, să o ia cap-coadă. Să o ia de la pe măsură, de la punctul inițial, mm-hmm, și pe măsură ce fac lucrul ăsta, se așterne liniște. Și apare starea de siguranță. Stai mă că... Uite, acum înțeleg mai bine decât data trecută. Corect. A, dar ce progres am făcut. Ia uite, nu înțelegeam nimic la început din chestia asta. A, dar uite, treaba asta se leagă cu... se conectează cu nu știu ce. A, deci are dreptate profa că nu suntem făcuți din lecții. Că le învățăm la modul ăsta, că nu poți să le bagi pe toate deodată. Logică, trebuie să o iei șalonat. Le segmentăm, dar ele de fapt sunt toate. Da. Nu știu bine ososul, dar nu știu muscular. Exact. Pe ce stau mușchi? Exact. Sau când ajungem la, așa e programa, întâi să mușchii și dă o chestie acolo, mm-hmm, legată de metabolism, da, foarte... Okay. Mm-hmm. După care ajungi pe la digestiv, îți mai dă o bucată de adevăr, pe la circulator o altă bucată de adevăr și pe la respirator o altă bucată de adevăr. Și copilul o ia ca pe o lecție, a uitat bucata de adevăr de la început, dacă tu nu-i faci un balon umflat din tot. Holistic, ansamblu. Da. Asta e. Corect. Chiar dacă nu înțelege tot în momentul ăla, că încă nu a parcurs, dar spunându-i odată, mm-hmm, și mai făcându-i conexiunea încă odată când a înțeles, a învățat deja un pic mai mult, adică lucrurile se fac etapizat și trebuie să dai încredere copilului că dacă tu, uite cu manualul ăsta, au fost mari fierberi și copiii triști. Și am avut în primul rând grijă să-i încășez. Le-am spus că e tot anatomia. Dar e destul de diferită. E, da. E, da. Și mai multă. Și mai multă, da. Dar dacă când o stai să o scuturi, să știi că nu este foarte mult. Mă referiți când simplificați. Da, da. Schema. Da. Pentru că sunt eu foarte multă repetitivitate. Nu cred că au procesat foarte tare ce au scris. Mi-asum ce zic. Nu, sigur nu. Ori m-am gândit și eu, traducere cu Google Translate, dar nu poți să nu realizezi că tu ai spus o frază în 3 contexte diferite, în 3 feluri diferite. Deci la lucru spus. Da, și nu poți, cât e amestecat la creier să fii, să începi o structură la o pagină, să mai bagi niște detalii într-un desen și alte detalii într-un tabel, adică... Copilul ce face copilul ăla? Nu mai știe de unde, da, sigur. Da. Și nu ai un cap și o coadă. Ți-am zis, 2 capitole am reușit să nu le prelucrez. Atât. În rest... Mă gândesc la faptul că poate sunt făcute de profesori diferiți. Apropo de mania asta a capitolelor. E și în perioada când ești copil, dar și mai târziu apare ideea. Fiecare cu capitolul lui, partea lui. Nelegată de... Da, dar. Ideea că m-am gândit și eu la asta. Dar trebuie să fie cineva care face asta. Cineva trebuie să supervizeze asta. Corect. Adică nu se poate să scoți un manual. Nu, dar pe mine nu mă deranjează atât manualul. Zic că nu mă deranjează nimic, de fapt. Adică am făcut ca lucrurile să... Le-am făcut în felul meu, așa încât copilul să nu fie stresat. Să prindă sens. Corect. Mm-hmm. Și să prindă curaj, să fie ok și să se simtă puternic și așa mai departe. Deci am avut eu grijă pe partea asta. Ce m-a uimit a fost faptul că s-a ales acest manual fără să fie citit. Că dacă oamenii ăștia deștepți, că sunt oameni deștepți, nu? L-ar fi citit, măcar l-ar fi împărțit, chiar așa cum ziceai tu, pe capitole, ar fi observat fiecare dintre dumnealor atâtea imperfecțiuni încât nici într-un secol nu-l mai alegeau. Nu. O soluție la asta? Da. Manualul după care ai învățat tu, da, în esență, e foarte bun, să știi. Adică e riguros, e... Ce îi lipsea? Avea destul de multe lucruri depășite,
pe care trebuiau să le elimine și să le updateze. Ok. Uh-huh. Ce mai are prost în afară de asta? Pentru că, hai să zicem, în fiecare capitol găseai două, trei, cel puțin, lucruri, dar asta există laptop, poți să reformatezi textul, e vorba de felul în care erau înlănțuite lucrurile și că au un sens. Au un început și un sfârșit și o coerență cât de cât. Uh-huh. Aia limbajul updatat. Era ciudat. 1970, adică cu 50 de ani înainte de era noastră, nu merge. Și copiii, oricum, mi se pare că generațiile noi față de generația noastră, că sunt vreo 7 ani de atunci. Da, mama, să știi că s-au schimbat. Nu? Sunt din ce în ce mai puțin dispuși. Nu, eu nu mai explic alții, că, voi, generațiile... Nu. Sunt mulți oameni... Sunt foarte inteligenți. Da, exact. Da, au o altfel de mobilitate. Sunt copiii anilor anului 2023. Na. Deci nu e nimic spectaculos în asta. Însă, o caracteristică generală este că sunt foarte puțin dispuși să facă efort de procesare. Și asta vine din lipsa cititului. Știi? Nu ai fost obișnuit să comentezi. Păi dacă voi ați dat examenele pe ce ați învățat pe de rost. Pe vremea mea. Așa, era altfel. Nu, am avut eu șansa unor altfel de prof, că de la prof ți se trage totul. Unde ați terminat? În ce oraș ați terminat liceul? În Bacău, din păcate. De ce nu-i pentru că eu m-am născut în Piatra Neamț, adică trebuie să fii bolnav să lași Piatra Neamțul. Unde e și mama? Da? Da. Mama? Da, mama mea e din Piatra Neamț. Ah, ce frumos! Ah, da. Am dreptate? Da, de fiecare dată când mă duceam în Piatra Neamț, Acum bunicii, dacă s-au mutat aproape de noi, când mai putea să aibă nimeni grijă de ei, n-am mai fost de mult timp, dar e un oraș superb. Da, e bine, îl ajută muntele. Da. Da, mult îl ajută muntele. Eu, acolo e vorba de apartenența sub... Mai precis, copilăria. Este... sentimentul copilăriei. Când mă duc acolo, simt din nou ce simțeam când eram copil. Dar atât. Atât că viața mea e aici. Toată viața mea aici. M-am obișnuit cu oamenii. După Bacău, ce-a urmat? Unde v-ați făcut? Iași. Deci la Iași ați făcut studiile? Da. Și apoi direct Craiova? Da. Da. Și vă place, având în vedere că ați crescut într-un loc diferit, la o distanță foarte mare. Da, n-am avut probleme de adaptare, doar cu clima nu mă împac deloc. Deloc. Cu locul, da? Cu clima deloc. Cu locul, cu oamenii. N-am avut nicio problemă de adaptare, doar cu clima. Deci nu am reușit să mă aclimatizez sub nicio formă. E greu să treci de la aerul ăla de munte la nebunia de aici. Deci vara eu nu-ți ies din casă decât dacă îmi răcești întâi mașina și atât. Averile sunt și foarte cumplite. Da. Cumplite, da. Așa. Mai ales pentru cineva ca dumneavoastră care a fost obiunit. Da, dar am zis că în timp mă aclimatizez, nu. Câți ani aveți? În Craiova? Nu mă întreba! De la 26 de ani! Da. E... ce să mai... aici e casa mea. Aici sunteți voi. Da. Și școala asta în care sunt în al 21-lea an de Buzești. Și copiii, nu... Am făcut încercarea și cu militarul, știu, un an. Da. Da, doar pe jumătate de noapte. Era parte. Da. A fost drăguț, acolo a fost din alt punct de vedere. M-a solicitat emoțional mai mult. Da? Mult mai mult. Pentru că, mă rog, nu aș vrea să intru în detalii, dar m-a solicitat emoțional mai mult. Însă nu intelectual mai mult, știi? Deci o frate Buzești are niște copii. Da, foarte. Adică nu pot să compar, dar mi-a plăcut foarte mult sub un anumit aspect, însă emoțional m-a stors de puteri și m-am întors acasă. Știți ce vreau să mă întreb? V-ați gândit vreodată în momentele alea de seară
v-ați gândit vreodată, de unde vine pasiunea asta pentru excelență pe care o aveți și forța de muncă? Sincer, m-am gândit de multe ori și nu știu, am întrebat-o pe mama. Chiar am avut o discuție cu ea, așa că ei place să-și amintească de copilăria mea, care n-a. Și îmi spunea că în clasa întâi, de atunci au știut ei că ceva e putred. În clasa întâi, când mă trezeam de 4-5 ori pe noapte, a sunat ceasul, ca să nu întârzi la școală. Să mergeți la școală. Da. Că în clasa a 5-a, cred, am luat primul 9 și am plâns o seară, o după amiază întreagă. Dar tu să ne înțelegem, să înțeleagă. Primul 9 pentru că luați numai 10 până atunci, nu că aveați 45. Pentru unii primul 9 e ceva extraordinar. Pentru mine primul 9 a fost dezastru, deci erau distruși ai mei că eu plângeam. Da. Da. Și, mă rog, au fost ani faini de tot. Da, am avut niște profesori în gimnaziu, Adrian. Ei mi-au dat baza. Uite, de ce nu mă întreb cui trebuie să-i fiu recunoscător? Mă întreb. O să-i fiu recunoscătoare învățătorului meu. În primul rând am avut învățător bărbat, îl chema Nechifor. Mai țineți minte și acum? Da, și știi de ce? Eu țin minte câteva nume. Okay. Pentru că chiar m-au marcat și chiar cu mintea mea de acum îmi dau seama că erau fantastici. Și că i-au pus, deci învățătorul chiar că e cel care e cel mai important din viața unui copil. Deci ăsta m-a învățat să fiu structurată, m-a învățat să plâng la orele de istorie, mă, dacă tu ai ști cum prezenta el răscoalele. Bine că erau unii care stăteau mămâi și nu înțelegeau nimic, dar eu de-a dreptul... Simțeați că stăteți acolo, probabil. Da, da. Deci eu vedeam câmpul de luptă, tot. Pentru că el era, deci la română, interpretam, ne punea să citim. Mm-hmm. Și noi interpretam, veneam cu ideile personale și aici eram pe terenul meu, ca să zic așa. Adică monopolizam cam tot. V-a plăcut limba română? Foarte mult. Într-a cincea gramatică am mâncat-o pe pâine cu profesoara Moroșan. Da, ce tare. Îmi amintesc. Păi știi ce făcea? Știi că erau cărți comuniste obligatorii în programă și am avut șansă, măi, chestii de șansă, că sunt recunoscătoare șansei pe care am avut-o și în gimnaziu și în liceu, că am întâlnit doi profi de română care pe lângă programă obligatorie și cu cărți comuniste și cu le citeam propaganda de ales, da, aveam fișe de lectură și eu voiam să fiu cu cele mai multe cărți citite. Da, da, și îmi făceam fișe de lectură, aveam teancuri, da. Și în fiecare lună, sfârșit de lună, profesoara și cred că o oră sau două ore stătea pe fișele de lectură. Normal că eu și cu încă o colegă aveam teancul mai gros. Da, și eram încântată de câte cărți am citit și ce faine sunt. Eram abonată la biblioteca municipală, că numai cărțile din biblioteca lui tata arseseră în casa lui bunicu. Nu a salvat din bibliotecă decât cu Vovadis. Și pot să spun că... Da, și pot să spun că pe aia am citit-o de 3 ori, odată varianta coperta arsă. Serios, ce? O iubea tata, o foai de mine. La moștenire? Vai, nu, da. Nu putea, deci n-a putut să se despartă de ea. Da. Și după aia, profesoara de franceză, Rancea. Nu știu cum le mai țineți minte toate numele. Păi le țin, nu? V-au marcat. M-au marcat, de aia, da, chiar merită să fie ținute. Întreabă-mă din liceu dacă mai țin minte vreun nume, că îți spun un singur nume. Restul nu mai mi-amintesc nimic. Deci nu mai știți. Nu, nu, pentru că am fost ca în transă, așa nu mi-a plăcut. A fost, n-am făcut școala, liceul pe care mi l-am dorit, însă mi-a dat parcursul. Ok. Adică... Dacă voi ați profitat cumva, de cunoștințele mele, a fost pentru că am băgat
carte grea în mine în anii de liceu. Ați fost o fire competitivă sau sunteți o persoană competitivă? Am fost numai. Adică știi care e... Știi care e treaba? Competiția cea mai mare eu am avut-o cu mine totdeauna. Știi? Adică dacă m-am uitat la capra vecinului, m-am uitat cum să fac și eu, știi, să fie mai bine în curtea mea. Deci eu nu m-am uitat cu ură, cu gelozie. Chiar m-am întrebat într-o zi pe ce chestii am fost eu invidioasă. Mm-hmm. Nu pot să spun că e o chestie intimă, dar o să ți-o spun după. Da. Vai. Deci, am experimentat-o o singură dată, recunosc, o singură dată, mă dai crunt. Adică te mănâncă pe dinăuntru. Când vezi cât un om trecut de o anumită vârstă, încrâncenat, încruntat, fiecare ride pe fața lui exprimă o furisenie, o chestie, o... Mamă, de ce ești tu trist? Da, dar vezi tu, sunt oameni care în loc să se uite în curtea lor cum să fie azi mai bun decât au fost tot ei ieri. Ei se uită în stânga, în dreapta, știi, se duc dincolo de ei. Ca să fim buni trebuie să ne adunăm în noi. Să fim cât de adunați putem noi. Că e o muncă pe viață. Exact. Da, asta nu e ceva... Nu, și nu e ceva să faci de azi până mâine sau îți programezi cum programeam eu lecțiile. Exact. Nu. Asta e o muncă decisiv și când crezi că ai rezolvat-o, atunci te debusolează ceva și trebuie să o iei de la capăt. Când afli răspunsurile, spune cineva că vine viața și schimbă întrebările. Da, corect. Bună fază. Chiar e bună. Se schimbă întrebările. Da, se schimbă paradigma. Exact. Și gata, tu trebuie să te reformatezi după momentele alea când zici că te-a lovit tren, cum zic copiii, știi? Așa. Și te debusolezi, nu trebuie să rămâi acolo. Asta este secretul. Da, deci eram foarte competitivă, nu suportam să aibă cineva voie de mine. Nu mai eu, o singură dată am fost primul întâi cu o colegă și m-am ofticat atunci când am luat 9. Ok. Da. Și în facultate s-a păstrat treaba asta? Nu, în facultate m-am deșteptat. Cam dintre a 12-a m-am deșteptat, că până atunci, bine, impropriu spus, m-am deșteptat, în sensul că nu e în regulă. Mi-am dat seama că nu e în regulă, că mă epuizează, că e foarte mult balast, că nu e nevoie de așa ceva. Și eu învăț și pe copiii. Da, mă învățați până printre a 10-a ca să aveți cultură generală. Vă place cum vorbesc cu voi? Da, doamna, îmi zic, ok, dar de ce credeți că vorbesc așa cu voi? Pentru că am baza, am învățat foarte mult. Dacă ar fi existat atunci concursuri din astea, ar vrei să fii miliardar, probabil că prindea și un bani, deci fără să-l muncesc. Ei, nu e, că era muncit. Adică era muncit, da, da. Era altfel de muncă. Da. Că noi de multe ori impresia că muncă e doar dat cu sapa. Da, păi da, n-ai dat cu sapa? Nu, n-ai muncit, da. Ce e aia? Hai, stai și tu fund pe scaun. Da, da. Da, ești profesor, 4 ore, 5 ore, vai de capul. Zici ceva la mea. Iar vor ăștia bani. Da, v-ați gândit vreodată la, dincolo de ceea ce se întâmplă la orele de clasă, dincolo de ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră, v-ați gândit vreodată ce ați fi fost dacă nu ați fi ales meseria de profesor? Ați fi avut o altă meserie? Da, medic. Da? Medic. Medic, da, cred că ar fi fost cu foarte multă suferință. Nu că meseria de profesor, dacă e aproape greu să spun. Pronunț cuvântul meserie, înțelegi? E vocație, e mai mult, probabil, pentru dumneavoastră. E mai mult, pentru mine înseamnă... Conexiunea cu sinele, așa? Sunt eu, adică nu pot, eu includ și... Scuze. Nu e nicio problemă, stai liniște. Includ și chestia asta. Adică n-am cum. Îmi dau seama că nu mi-am greșit meseria, pentru că în continuare am aceeași energie și aceeași poftă.
indiferent ce stare am, în 2-3 minute, zic, Doamne, cum o să fac față? Cum o să fac față? Înainte să intru în clasă sau înainte, mă rog, de alte activități. Cum o să fac față? Sunt prăbușită. Ce adrenalină? E periferia care se... Mamă, deci nu știu, dopamină și serotonină, tot. Ideea este că în 5 minute nu mă mai recunosc maxim. Ok. Zici că, da, că m-a înțepat, că injecta cineva cu adrenalină și dintr-o dată râd, explic, am energie, n-am treabă. Adică, exact ce spuneam, oferă și ți se oferă. Deci când vezi zâmbetele și seninătatea copiilor și îți primești înapoi feedback-ul ăsta, o anumită semnificație a privirii, dacă ești atent la chestia asta, dar nu atent la modul... Adică eu o fac instinctiv, știi ce am mai sesizat eu despre mine? Uite că mă faci să vorbesc cam mult. E foarte bine. Am sesizat că la mine cel mai sigur teren, okay, e ăla pe care l-am învățat. Adică ce știu. Și contează enorm, e adevărat. Însă, cred că, hai să nu zic 100%, să zic 95% din ce fac eu, fac ce simt. Înțelegi? Sunteți mai degrabă sunt... o persoană... Bine, cred că aveți o rațiune și vă ghidați după rațiune. Am, da. Dar emoția de multe ori primează, să înțeleg. Da. Adică la mine e sigur ce am învățat clar, că am învățat și am învățat și n-am mai terminat nici în ziua de azi. Okay. Adică tot timpul învăț câte ceva, cred că în fiecare zi. Deci citesc mult și citesc și multă anatomie și multe studii și chestii, plus legăturile cu copiii. În momentul în care vorbesc cu fiile, de exemplu, mi-a descris operația pe care a avut-o un bolnav la spitalul unde lucrează ea în Edinburgh, zic și eu când zice ea, și ea fiind anestezist, cum a avut grijă de bolnavul ăla înainte și după operație o săptămână, pentru că mi-a explicat, a fost ceva foarte dificil, foarte delicat. Și uite, asta îmi spune multe. Când m-am întâlnit cu Dan, mi-a povestit de cercetările pe care le face lui, de el, studiile pe care le are în proiect pentru doctoratul lui, că l-a prins când s-a dus pe psihologie, că vrea el să înțeleagă niște lucruri mai profund într-o anumită direcție. De la Oana am aflat cum și-a hrănit embrionii și cum a stat în pandemie mai mult acolo și Mihai o aștepta până la 1 noaptea în fața institutului ca să-și hrănească ea embrionii, să iasă etapele, să poată să-și facă toate lucrurile pe care le avea de făcut. M-am întâlnit cu Cristiana Dimulescu, care mi-a povestit cum a trecut de la cercetare la a fi cercetător și, mă rog, doctorand, nu, a terminat doctoratul, deci este asistent universitar. Da, primul nivel. Da, că e mică. Normal, are tot timpul. Da. Așa, cine a mai fost? Nu, deci... Sunteți pasionată de lucrurile astea. A, da. Și vă place să aflați din mai multe domenii, nu cred că numai din zona... Nu, eu le-am spus foarte clar. Păi uite, de exemplu, a venit Andrei, i-am fost dirigă în 2006, a terminat. Ok. Și Andrei a plecat în America cu Hailey, că s-a însurat cu iubita lui, pe care a văzut-o, a fost cu de fudră, merg după tine, la 21 de ani s-a însurat. Și a plecat în... A plecat în America. În America. În Maryland. Foarte tare. Da, și mi-a povestit toată nebunia. Iarăși un copil lumina din viața mea. Un tip extraordinar de inteligent. A terminat, nu biologie, n-avea nicio treabă cu biologia și cu toate astea le-am iubit. N-a să nu zică lumea că numai pe medicini și n-am nicio treabă. Iubirea nu e condiționată. Nu discriminați. Nu. Așa și Andrei mi-a povestit toată tot ce face el, deși eu înțeleg puțin din ce îmi spunea, dar măcar mă conectez la lucruri care țin de alt domeniu. Că el lucrează la aeroportul din Maryland, e manager de al unui departament, departamentul de IT, adică e... Da. Ai înțeles?
despre cine vorbim. Ce? Dar să știți că toată această excelență despre care vorbim, și a lor, a fiecăruia în parte și a dumneavoastră, eu cred că vine la un moment dat cu o cantitate mare de stres. Și eu în facultate am simțit treaba asta și acum uneori când sunt cu pacientul simt. E o anumită cantitate de stres dacă ești conștient. Dacă ești inconștient, nu, n-ai nicio treabă, adică treci viața așa la relantii. Cum ați gestionat dumneavoastră în perioada studenției, a liceului și mai târziu stresul? Greu atunci. Pentru că nu citisem ce am citit între timp și poți să citești biblioteci întregi. E o muncă foarte grea cu tine. Cu tine, mă. Da. Adică, din punctul meu de vedere, sper să nu se simt. Eu n-am întâlnit încă un psiholog pe mâinile căruia m-aș... V-ați da. Un singur. L-am descoperit acum 2 ani într-un context în care eram cu multă lume și am zis, uite, cu omul ăsta aș sta eu de vorbă. Capabil, inteligent. Da, adică mie nu trebuie să-mi recis din cărți. Știi? Că dacă îmi recis din cărți, am citit și eu destule. Biblioteci, da, da, corect. Destule. De la știință pură și până la psihologie și combinație între ele. Știi? Eu ribăzduhiste. Da, da, dar nu te ajută, adică m-a ajutat foarte mult ce am citit, că am citit de toate. Din toate am încercat, pentru că, vezi tu, nu există o rețetă la asta. Nu există. Și ăștia, dacă îți vin, persoanele respective, dacă îți vin cu rețete, m-ai pierdut dacă tu vii cu rețete. Și mai ales dacă nu funcționează, mă și frustrează. Înseamnă că e ceva neregulă cu mine. Nu, pe mine nu mă mai frustrează, să nu te mai frustreze, mamă, chestia asta. Nu. Nu e persoana potrivită, încearcă pe altcineva. Încearcă o variantă după variantă, nu te arunca în prima variantă sau în ceea ce îți spune cineva, că ce rezonează cu cineva nu rezonează cu tine. Corect. Fiecare avem, știi tu, niște senzori specifici și eu cred că am găsit persoana potrivită și cred că voi vrea să am o discuție cu acel om. De ce? Pentru că mie îmi plac oamenii care nu doar declară. De exemplu, eu predau secolecție. Și am plecat. Nu. Am spus ceva, am făcut o afirmație și vin cu un exemplu concret. Adică un exemplu concret și atunci interlocutorul, adică eu care vin la tine să vorbesc cu tine, tu îmi spui ceva ca o, face o afirmație despre un lucru. Afirmația aia este super faină, super validă, însă ea trebuie să fie urmată de un exemplu concret ca să rezoneze cu mine. De o poveste reală, exact. Da. Și atunci eu din ce îmi spui tu, psiholog, tu nu îmi dai mie soluții, eu mi le iau. Corect. Eu mi le iau singur, dar tu trebuie să îmi întinzi mâna, degetul măcar, știi? Da. Ca să poți să prind ideea. E o artă. Și e complicat. Cam toate. Da, da. Păi da, ce vrei, ce poate fi mai complicat decât să lucrezi cu comunitate. Normal, exact. Gândiți-vă o secundă, că acum din ce vorbea dumneavoastră asta aminte, gândiți-vă la faptul că de foarte multe ori noi suntem învățați și asta e adevăr. Uneori, unii profesori învață pur teoretic. Știu. Adică, asta e așa, în 1884 s-a întâmplat asta, în 1989 revoluția. Bun, ok, am avut harul să întâlnesc astfel de profesori despre care dumneavoastră vorbeați, care nu m-au oripilat pe modul ăsta, nu m-au prins, Exact. Și așa mă simțeam când eram și la dumneavoastră și vorbeam de biologie, parcă efectiv exploda în mintea mea, de la idei după idei, să creau conexiuni și de fapt la un moment dat ajuns să înveți ca să te cunoști mai bine pe tine și corpul tău, nu că trebuie să iei 10 sau să... Că trebuie să ți se creeze mediul respectiv. Da. Înțelegi? Dar ca să creezi un anumit mediu, indiferent în ce profesie, trebuie să ai foarte multă simțire. Da. Adriel, fără asta nu merge, la chiar nimic. Adică, știi, cred că am trăit suficienți ani încât să, uitându-mă în urmă, să-mi dau seama ce a făcut diferența.
carte știe multă lume. Știi? Da. E vorba despre, în primul rând, nu să te oprești la 1900 toamna cu știutul cărții, să citești și să citești, să te actualizezi, ca să zic așa, și să pui suflet în ce faci, fără asta. Dacă nu există pasiune pentru meseria ta, pentru ocupația ta, eu am simțit asta, deci, vă spun sincer că am simțit tot ce a spus dumneavoastră în cabinet când am ajuns cu pacientul. Ce au fost mii de pagini pe care le-am învățat în facultate. Bun, poți să fii bursier, poți să fii... Da, primul, nu te ajută nimic. Vă spun sincer, ești când am ajuns cu pacientul în față, toată acea teorie... S-a dus, s-a evaporat. Eu știu ce trebuie să-i fac. Da. Dar practica, adică dacă m-ar fi ajutat enorm și m-au ajutat unii profesori în modul ăsta, să vină și zic, uite, fii atent. Tu știi ce scrie în carte, dar hai să integrăm, cum a zis noastră, luăm dioxid de carbon și îl ducem așa și da. De ce? Pentru că tu să ai capacitatea intelectuală ca să iei ce știi teoretic și să reușești să creezi. Să niște... simți ce n-ai... Exact. Să simți și partea practică. Și cuvântul magic, să creezi. Da. Aia e. Dacă nu creezi, rămâne la nivel de teorie și acolo. Sec. Da. Deci e zidul pus între tine și celălalt. Că e copil, că este pacient, că ce-o fi, nu contează. Da. Că ești psiholog și, să zicem, să nu-i zicem pacient. Care discută. Exact, pentru că noi ne-am obișnuit că oamenii respectivi sunt duși. Da. Da, da. E o preconcepție, nu știu dacă doar la noi, da, dar mi se pare că în 2023 e cam dificil. Da. Pe de altă parte, tot în 2023, apropo de educația, începe în familie, când vin către școală, că pot să zic vin, că e în direcția asta, da, sunt oripilată mai câte mașini. Așa. Sunt la un centru de ăsta cu mâncare fast food și le cumpără copiilor pachetele cu de acolo. Nenorociri. Înțelegi? Și vii tu, prof de bio, să le dai rețetă de salate. Îl pun să-și scrie. Doamne, dar asta o găsim rețete acolo? Rețetă de salate. O găsim acolo la lanțul ăla? Și am zis asta, nu găsiți acolo. Da, i-am învățat și să facă ciorbă de legume. Deci dumneavoastră, pe lângă faptul că îi învățați ce înseamnă digestia, unde ajută, care sunt organele... Da, și ordinea în care trebuie să le mănânce ca să... nu interacționeze, să se sperie enzimele. Deci face și nutriție cu... A, da, dar nu ți se pare normal? A, da, mie mi se pare normal. A, da, e normal să le spun lucrurile astea, sigur că da. Le spun. Dar concret, deci își scot sau pe mobile, își notează ce ingrediente. Da. Și le-am spus măcar una dintre salatele astea dacă le faceți, că dacă voi vă învățați să faceți asta, mâncați și sănătos, este nutriție, nu este băgat plinitudine gastrointestinală, mă ții minte, nu? Da, da, exprimarea aia. Da. Exprimare frumoasă, pompoasă. Da, foarte pompoasă, dar știi, un mare fâs, pentru că era vorba de ce mănânci. Te giftuiești. Da. Apropo de... Se cheamă că ești sătul, dar după două ore ăla ești. Corect, da. Au fost foarte multe lucruri pe care mi le-a zis, de care mi-am adus aminte și atunci când m-am cunoscut eu prima dată. Că sunt, să știți că sunt, mie nu mi se pare că sunt atât de mulți ani, 7 ani. Păi nu sunt mulți. Nu sunt mulți, dar au trecut repede. Au trecut foarte repede. Păi o să vezi tu. O să vezi. Știi când îmi spunea, o să vezi tu. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Îți dai seama, adică realizezi cam ce era în capul meu. Ei, lasă! Da, vorbește și ea. Bătrân. Da, 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 da. E, nu, zboară. Mai ales atunci când e foarte comprimat, știi? Când ești foarte ocupat, nu știi când se face duminică, nu știi când... Nu. Adică o să experimentezi cu siguranță. Deja cred că ai experimentat. Da. Parțial. Sunt încă, am trecut o etapă în care nu mi se mai pare că 2-3 era infinit.
Există o perioadă. Deci te-ai deșteptat înainte de vreme. Super. Știți că noi nu avem concepția asta a finitului, cel puțin când suntem în liceu sau așa, noi nu simțim că s-a terminat. Înțelesesem altceva. Noi nu avem concepția asta ca ființă umană în general. Adică noi, de exemplu, nu realizăm că ne-am născut cu condamnare la moarte în buzunar. Corect. Și nu trăim, adică pierdem atât de mult timp și facem atât de multe lucruri pe care probabil nu le-am mai face dacă ne-am dat seama, cum ziceați, de scrollat. Bine, dar ideea este, Adriel, că e traumatizant să gândim așa. Sigur. Nu poți gândi e destructiv. Mai... Da, sigur că da. În cazul ăsta ne mutăm toți în grotă și trăim acolo, știi? Sigur. Că l-am văzut pe unul care se mutase de, nu știu, de mulți ani, zeci de ani, era pusnic, da. Și se muta și stătea acolo, fără aia, fără nimic, știi? Nu, asta e deja o extremă. E o extremă. Da. Nu judec pe nimeni sau ceva de ce l-a determinat pe om să facă chestia asta, că nu toți găsesc puterea să se ridice deasupra problemelor și unii clachează, știi? Da. Și se duc într-o direcție în alta. Se manifestă în diferite moduri. Exact. Vă mai e frică de ceva acum? Nu știi ceva. Bună întrebare. Dacă mai mă explică de ceva. Știi ceva? Nu, cred că m-am enervat să mai fie frică. Pentru că am crescut cu tot felul de frici. Și mi-au trebuit ani de citit. Și ani de lucru cu mine. Să nu mai fie frică. Pentru că așa suntem setați, știi? Da. Sunt tiparele pe care ni le primim. Sunt moștenite. Așa. Nu face cu tare că e păcat că. Da. Nu face cu tare că e păcat că. Nu te întoarce că nu știu ce ți se întâmplă. Tipare mentale care sunt. Tipare pe care le-ai moștenit. Da. Și intră aici și până ajungi tu la concluzia că nu sunt ale tale. Da. Nu tu ți le-ai creat. Și că tu poți să le schimbi. Durează. Da. La mine a durat mult. Apropo de frici, Adriel. Tu știi, am experimentat o chestie odată în mod conștient. Ok. Sigur că nu o să-ți spun, dar era o situație foarte dramatică în viața mea. Ok. Dură. Și toate fricile îmi spuneau să nu iau în direcția aia. Mm-hmm. Înțelegi? Inima îmi spunea fix pe dos. Mm-hmm. Și nu am ascultat fricile. Am trecut prin chinurile iadului că n-am ascultat fricile, dar și când am ajuns dincolo. În destinație. Da. Abia atunci apare lumina. Când zici, băi, știi ceva? Mă uit în ochii tăi și ignor total. Eu îmi văd de viață. Înțelegi? Da, înțeleg ce ziceți, pentru că mi s-a întâmplat. Eu mi se încerc că zicea treaba asta, că atunci când treci prin iad, mergi tot înainte, că o să se termine la un moment dat, o să se ducă, o să se disipeze toți acei nori negri, toate acele dureri, toate acele îndoieli sau frici despre care vorbeați. Da. Am citit asta în mai multe cărți, dar eu am experimentat-o la modul inconștient. Adică nu mi-am propus să experimentez asta. Pur și simplu am experimentat-o, am ales mai precis. Și cărțile pe care le-am citit despre așa ceva le-am citit după. Aia a fost post-eveniment. Aia a fost post-eveniment. Adică mi-a întărit ideea că ce am făcut eu a fost ok pentru mine. Și bine, acum pot să spun foarte clar că a fost cea mai bună decizie pe care puteam să o iau. Dacă rămâneam în fricile alea, probabil că nu mai stăteam amândoi aici. Știi? Eram cine știe în ce zonă și ce parcurs aș fi avut. Da. Voiam să vă întreb acum, pentru că sigur ne urmăresc și tineri care sunt profesori tineri sau care vor să devină profesori. Ar fi anumite, nu știu dacă neapărat sfaturi, că dumneavoastră nu dați sfaturi, dumneavoastră aveți un alt mod de a interacționa cu oameni. Ce ați spune unui tânăr care vrea să devină profesor? Să se gândească de 100 de ori înainte. Da? Da. Nu că este rău, este unul dintre lucrurile cele mai nobile care pot să fie, dar vine la pachet. Că nimic, de un fel nu vine exact. Și cu reversul.
vine la pachet, cu un efort fantastic. Ce ziceam mai înainte cu cele 4 ore, se înșeală amarnic. Dacă vrei să fii bun, nu o să-ți rămână. Poate doar noaptea o să-ți rămână, să, pentru că în weekend o să fii cu gândul a, n-am corectat lucrări, nu mi-am făcut testele pentru, a, n-am făcut fișele pentru. În fiecare zi trebuie să faci ceva, să faci ceva, nu poți să te duci pur și simplu. A, plus că în primii 3 ani eu n-am făcut nicio vizită, eram ca un școlărel, mi-am învățat lecțiile în primul an, lecție cu lecție. În facultate e una și asta e cu totul altceva. Știi cum e când ajungi să fii logic și explicit în ceea ce expui, atunci înseamnă că știi. Exact. Nu când îți recizi tu în capul tău. Metaforele. Nu, n-are nicio relevanță. Și atunci eu îmi învățam bine lecțiile, dar așa mai stufoase. După care îmi făceam o schemă. Mi se părea cam stufoasă. Ori rezumam. O mai rezumam. Cam la a treia strigare ieșea oglinda. Și aia, oglinda aia era pe tablă. Pe tabla copilului. Că atunci scriam cu cretă. Da? Și care este ideea? Trebuie să știi mult și să fii capabil să scoți detaliile din schemele pe care le livrezi copilului ca să-l înnebunești din prima. Exact. Da. 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 Cam asta e. Ați spus câteva lucruri care cred că sunt de mare ajutor pentru cine și-a dorit să aleagă. Eu sper și să știi că ar fi indicat dacă cunoști oameni inteligenți. Da, înțelegi tu. Da. Este chiar indicat, pentru că nu prea se mai duce lumea, pentru că simte că trebuie să se ducă acolo. Se duce, nu știu, din diverse motive, că e aproape de casă, că e programul scurt, asta e o mare prostie, că e vacanța lungă, iar e o mare prostie, pentru că sunt atâtea examene și atâtea chestii încât îți mai rămâne o lună și un pic. Eu nu mai am nici pe aia întreagă. Deci nu înseamnă că e totul în negru sau totul în roz. Vor fi perioade stresante când îți vine să lași totul baltă și să pleci. Cred că dacă spune cineva că nu i-a venit vreodată să plece, minte. Minte sau nu recunoaște. Da. Sau nu muncești atât de mult. Sau nu muncești atât de mult. E și asta o posibilitate. Da, stresul e cât casa. Cred. Este. Este că ești tot timpul, tot timpul trebuie să fii atent, tot timpul. Deci în orice, nu să nu zic în orice, dar în majoritatea profesiilor, măcar ai timp, nu știu, să te uiți la un telefon, da, să te uiți pe fereastră, cum plouă sau știu eu ce. Aici nu, trebuie să fii 100% acolo. Prezent, da, cu ei și... Da, 100%. Da. Să știți că am ajuns la final, dar... Da? Aș vrea să vă ofer posibilitatea, poate să spuneți ceva și eu nu v-am întrebat, sau poate nu am atins un subiect, sau vreți să transmiteți un mesaj. Cei care ne urmăresc, pe noi sunt în principiu tineri, studenți, elevi. Asta e cel puțin grupa de vârstă la care noi ne adresăm cel mai mult. Și poate sunt lucruri pe care vreți să le spuneți, poate sunt chestiuni pe care, nu știu, le aveți în suflet și ați vrea să le puneți așa la final, cu ce ați vrea să rămână cei care ne urmăresc. Nu știu, în afară de ce am zis, dacă aș putea, că nu prea sunt genul care să dau verdicte. Dacă tu mă întrebi trei chestii, am văzut genul ăsta de întrebări și eu mă blochez. Spuneți-mi trei lucruri foarte importante despre dumneavoastră. Care sunt cele mai bune aturi? Adică chestii băgate în șabloane, știi? Da. Nu mă bagi, că n-am cum. Vreau să fii spontană. Da, eu sunt spontană. Unul dintre cele mai importante lucruri este ca orice ar face cu viața lor să facă pentru că simt asta. Dacă simt că ceva îi copleșește și îi face triști, să schimbe direcția. Pentru că e clar că asta nu duce la nimic bun.
Adică chiar dacă nu recunosc la un moment dat că sunt pe o direcție greșită, cu siguranță, la un moment dat pe traseu, vor schimba direcția. E bine să o facă din start, să facă ce simt ei că îi împlinește. Cam asta. Eu mai mult decât să creadă în ceea ce simt și să muncească. Să muncești inclusiv pentru ceea ce simți. Că trebuie să citești, trebuie să fii actual, trebuie să fii dedicat. E o muncă și asta. Da. De foarte multe ori, nu simți să muncești. Asta e problema generației. Știu. Face parte din ce trebuie să faci. Exact. Nu ce vrei să faci. Poate că trebuie schimbată un pic direcția. Exact cum am spus de mai multe ori. Dacă vrei să primești și vrei să ai o viață bună, nu s-a inventat încă noțiunea de stau, gândesc pozitiv și îmi vin banii. Da. Nu există așa ceva. Adică trebuie să găsească cineva ceva. Corect. Să facă cu drag și să vină și banii. Dar nu banii să fie cei care să -i nici nu există. Asta nu, eu nu numesc motivație. Să-i dirigeze pe ei. Nu. Pentru că dai la o parte etica și ești dispus la orice. Să calci și pe cadavre numai să faci bani. Exact. Dispare etica. Și când dispare etica, dispare identitatea, dispar multe valori. E un cerc vicios. Da. E un cerc vicios, adică intri într-un carusel din care nu mai ieși. Nu mai ieși pentru că totul se învârte în același cerc. Uh-huh. Tu vrei bani, banii nu pot să se facă atunci când îi vrei, musai, decât în anumite condiții. Nu. Ideea este să-și schimbe, să iasă din cercul ăsta vicios. Optica asta. Da. Care e destructivă. Da. Te ține într-un cocon și tu, am văzut-o, nu mai știu unde am citit asta, o paralelă între nevoia noastră de a ne crea, ce zicem noi, bula noastră. Da. A ne crea un fel de ziduri de castel pe care le înălțăm tot mai mult ca să stăm cât mai în siguranță. Da. Dar asta înseamnă un regres fantastic, spre deosebire de individul care alege să trăiască într-un bazar, mm-hmm, unde toate porțile de input și output sunt acolo, da, deschise, deci poți să intri și să ieși când vrei, să o iei pe ce cărare vrei tu, ai posibilitatea de a alege, ori tu dacă îți ridici zidurile mult mai mult decât ar trebui, e posibil să nu mai evoluezi deloc. Da. E tipul acela de mentalitate, growth mindset sau... Exact. Eu, mie îmi place confortul, mie îmi place să stau aici, mă simt bine și nu vreau mai mult. Da, asta este conformismul ăsta și autosuficiența, uh-huh, asta nu le ajută, depinde ce își dorește fiecare de la viață. Corect. În mod normal, omul este făcut să evolueze până când nu mai e. Da? Și în mod normal, evoluția înseamnă în sus. Ori tu dacă ai devenit autosuficient la 18-20 de ani, da, mi se pare că e previzibil ce o să ți se întâmple. În general nu stagnăm, fie oricam, fie cobor. Exact. E progres sau regres? Da, adică da, nu prea rămâi pe aceeași. Nu, e imposibil, că nu te ține nimeni. Mama și tata nu te pot ține la infinit. Exact, și cred că asta e un lucru foarte important pe care noi ar trebui să-l înțelegem tine. Da, e corect. Greu de înțeles la vârsta asta. Îți creezi propria viață. Da. Tranziția de la părinți la mine, la viața mea. Da, da, într-o zi trebuie să rupi și cordonul ăla și trebuie să-ți iei viața în mâini. Că exact. Nu te-au adus pe lume ca să te țină până la adânci bătrâneți legat. Că nu e ok, nu e o soluție. Dumnealor sunt acolo în spate, sunt ok să fie sănătoși, să susțină emoțional și în toate felurile posibile, însă viața ta trebuie să o trăiești tu, ți-o construiești tu și tu ți-o trăiești. Despre asta e vorba. Și practic independența. Deci asta este unul dintre sloganurile cu care am înnebunit-o pe femeie. Independența sub toate aspectele, libertatea.
să aibă autonomie. Da, e cel mai de preț lucru. Libertatea are în toate fațetele. Așa este. Știi? Și cred că pe un om îl cunoști cu adevărat decât atunci când e liber. Exact. Pentru că atunci, fiind liber, se manifestă exact, fără ascunzișuri și fără suprafețe și fără solzișori. Decât frica la oră sau la alte situații, când poate ți-e frică de cine e în fața ta și ești respectos și amabil. Și apoi când îți dai seama cine e omul cu adevărat, spui, dar nu m-aș fi așteptat niciodată la tine la treaba asta. Dar de fapt el întotdeauna a fost așa. Da. Da. Doar că n-a avut ocazia să scoată la suprafață. Exact. N-a fost pus în situații de genul. De eu mai fac proiecte la sfârșit de semestru, acum nu mai sunt semestre. Sper să se revină, nu știu. Așa. Dar facem proiecte și acolo vreau să-i văd cum se manifestă din toate punctele de vedere. Care le direcție? La final, facem un lucru de obicei. Avem invitații care ajung poate doar o singură dată la noi în studio sau poate ajung de mai multe ori, depinde de situație, dar eu cred foarte mult în dialog. Dumneavoastră știți treaba asta, pentru mine contează foarte mult dialogul și mie mi se pare că în momentul în care dialoghezi cu cineva nu se vorbe goale. De multe ori zic, ce fac ea, vorbesc acolo tot fel de prostii. Nu, se lasă o amprentă pe două suflete și există, de asta eu am numit podcastul ăsta Dublu Sens. Vai, la titlu mă gândeam acum. Da? Lasă-mi. Îmi place la nebunie. Pentru că totul ăsta e feedback-ul, de fapt. Da. Totul e cu dublu sens. Sau deloc. Sau deloc. Și știți cât e de dureros când se oprește într-un zid și în celălalt zid? Știu. Am jucat și eu ping-pong. De multe ori. Cu pereții. Da. Cu pereții, exact. Și eu vă spun sincer la ce m-am gândit când am ales numele ăsta. M-am gândit la acele drumuri, în special la autostradă, când unul vine dintr-un sens și celălalt vine din alt sens, dar se întâlnesc la mijloc. Mm-hmm. Însă nu există coliziune. Mm-hmm. Se salută, fac schimburi de informații și fiecare merge mai departe pe drumul lui. Corect. Și atunci am gândit că eu vin din sensul meu, cu filtrele mele, cu educația mea, cu gândirea mea, cu tot ce am eu de oferit și de pus aici pe masă. Mm-hmm. Și invitatul vine cu filtrele lui, cu ce are de pus aici, cu experiențele. Și se creează din aceste două sensuri, se creează un sens mai înalt. Nu e părerea mea versus părerea invitatului, ci este căutarea spre adevăr. Da, da, da. Adică cei care se uită la asta își trag propriile concluzii din ambele unghiuri de vedere. E cu final deschis, nu da, e cu final. Da, da, da. Ce? E fantastic, nu știu cum ți-a venit ideea, dar aveai prea mult de dăruit ca să nu faci ceva altfel decât majoritatea. Apreciez mult. Felicitări. Apreciez mult. Și tocmai din cauza asta vreau să rămână amprenta dumneavoastră în studio. Dar cum? Să-i dați semnătură pe tabloul ăsta. Fiecare invitat a oferit o semnătură. Da. Și pentru mine, știți cum e? Este invitatul respectiv și-a lăsat o moștenire aici. Și moștenirea noastră e discuția. E pe internet și discuția, da. Dar avem și în studio. Și de fiecare dată când mă uit la tablou, mi-aduc aminte toate discuțiile. Păi semnezi acum? Da. Da. Acum semnezi. El e mai firav așa, dar dacă cândva, cred că o să stea. Gata, a stat. Bun. Super, mersi. Mult drag. Și ca să vedeți că nu a fost la întâmplare, în semn de apreciere, așa, un simbol. Astăzi mă gândeam că o să mă întâlnesc cu dumneavoastră și m-am apreciat foarte mult și m-am gândit de multe ori să mai vin la dumneavoastră. Pur și simplu să vă văd. Da, ai mai venit din când în când. Am mai venit, au fost momente când am venit. Da. Dar când vin nu-mi place decât să vă arăt într-un fel aprecierea și din cauza asta voiam să vă ofer ceva la final. Dacă postul Bogdan, nu știu care sunt florile preferate ale dumneavoastră. Nu știu. Ai, nu dar să cred. Am luat un buchet. Sunt superbe. De trandafiri micuți, mi-e plac foarte mult. Mulțumesc. Și sper să nu placă și dumneavoastră. Mulțumesc, dragul. Cu mult să drag. Fii sănătos și iubit. Foarte frumos. E plăcerea mea și în același timp e bucuria mea să pot să vă reîntâlnesc, să pot să discut cu dumneavoastră și să vă ofer ceva de sufletul meu. Super! Dacă ați ajuns aici, eu mă bucur foarte tare. Înseamnă că aveți o apetență pentru discuțiile inteligente care scot la suprafață lucruri nebăduite din mintea noastră și din sufletul nostru. M-am bucurat mult să discutăm, m-am bucurat mult să fim cu voi. Dacă aveți întrebări pentru
invitatul nostru de această dată, puteți să le adresați în comentarii și o să le adresez mai departe, domnule profesor. Sunt sigur că am scos la suprafață anumite lucruri cu care voi vă confruntați, anumite lucruri care vă frământă. Poate că vreți să deveniți profesor, poate că pur și simplu nu știți cum să gestionați stresul sau nu vă dați seama care e o rețetă corectă spre reușită. Noi am dezbătut anumite lucruri, dar nu am oferit rețete, ci pur și simplu v-am lăsat pe voi să decideți ce e mai bun și mai potrivit pentru viața voastră. Extrageți tot ce e bun, ce nu vă place, uitați și lăsați-ne un comentariu, dați-ne un like, transmiteți mai departe și prietenilor voștri. Până data viitoare, să trăim cu sens!